Haide să la nalangâte, așa se cheamă gogoșelile astea, părțile mele. Și făcut cu ou, brânză și eu le fac cu griș, nu cu făină, pentru că grișul e mai tolerabil pentru stomacul meu și îmi place mai mult. Și turnate cu lingura în baie de ulei fierbinte. Da, pudrate cu zahăr, poți să pui orice aromă dorești, asta e la gustul fiecăruia. Nu mai zic de puțină sare, pentru că sarea are rolul de a mări puterea zahărului, puterea dulceții din zahăr. Deci, produsele de bază, ou, de bază sunt ou, brânză, făină sau griș amestecate. Opa!